împreună cu Alina Prodan, care este mom blogger și creator de conținut. Am găsit-o pe internet și pentru că are foarte mult lipici la alte mămici mai ales, am chemat-o să o folosim și noi, bineînțeles. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt bucuroasă să fiu folosită. Ai foarte multă credibilitate, în primul rând, pentru că nu ai un copil. Nu, am trei. Trei bucăți. Cel mai mare, noi trebuie să ne cunoaștem, da, de la zero acum. Da, cel mai mare are 9 ani, 7 ani și 3 ani și jumătate. Când urmează al patrulea, cred că te-au întrebat vreo două rude. Desigur, tot timpul primesc această întrebare, va fi cu surprize, deci nu răspund la ea. Ok, cum găsești diferențele între cei trei copii? Potrivite, puteai să-i strângi mai tare? Știi că mai există rude care nu numai că îți spun când să faci copilul, dar da, zic și cât de repede să te apuci de al doilea. Da. Păi, după ce am făcut primul copil, toată lumea spunea, vai, repede, trebuie să-l faci și pe al doilea. Și am ascultat și l-am făcut repede și pe al doilea după 2 ani. Și știi cum e să fii cu doi copii? Unul în brațe, mic, de-abia născut, altul care nici nu știe să meargă. Îți dai seama, la 2 ani abia se ține de pantalonii tăi. Am zis, a fost foarte greu. Dar zic, bă, dacă am făcut așa, hai să-l facem și pe al treilea, că mai am un picior, știi, de care să se țină, știi? Ok. Și a fost ok, dar foarte, foarte greu. Deci, diferențele de vârstă mici sunt bune pentru copii, știi, dar pentru părinți e ceva epuizant. Bun. Mergem un pic înapoi. Ai fost o ființă activă, ai lucrat zi de zi și cu toate astea, la un moment dat, robinetul s-a închis în partea asta. Da. Nu te-a afectat? Multe mame zic... Eu am închis robinetul cum ar veni, deci nu a fost... un sacrificiu sau... A fost alegerea mea. Okay. Adică după vreo 17 ani de televiziune am spus că ar trebui să învăț puțin și de viața personală, dar nu m-am gândit să fac 3 copii, adică imaginează, nu știu, poate alte persoane au vise să aibă 1, 2, 3, 10 copii, n-am avut. Cel puțin până să-l fac pe primul, eu am zis că niciodată nu o să fac copii pentru că mie nu-mi plac copiii. Așa. Primul copil l-am făcut după 13 ani de căsnicie. De ce? Pentru că m-am răzgândit. Ok, sau natura a făcut un switch. Da, e posibil și asta, da. Și am făcut primul copil, a fost într-adevăr greu, dar când am văzut cât de frumos e, am spus, gata, trebuie să mai facem. Adică împreună cu soțul, că okay. Amândoi am fost pe aceeași lungime de undă. La al treilea s-a discutat? Da, am discutat. S-a fost un consiliu sau s-a luat consiliu. Decizia tu? Nu. Știi, cred că mai mult soțul și-a dorit copii decât eu. El l-ar face și pe al patrulea, și pe al cincilea, și pe al zecelea, cred. Eu nu știu. Da, am discutat. Deci al doilea, al treilea am discutat. Și înainte de primul, da. Sunt mame care zic că nu mi-e greu să-l cresc, nu mi-e greu să mă trezesc noaptea. Cel mai greu mi este că nu mai am viața dinainte de când mergeam la serviciu. Îmi lipsește viața aia. Și pentru că ești foarte sinceră, vreau să atingem punctul ăsta. Cum poți să te re-reglezi? Pentru că la urma urmei e un gol acolo lăsat. E posibil să fie un gol, dar eu nu l-am perceput așa. Fiind în avalanșa asta de lucruri care se petrec zilnic, până la urmă, știi, lucrurile seamănă puțin. Seamănă ce am făcut în televiziune cu ce fac acum. De exemplu, când mergeam în redacție dimineața, aveam ședința de sumar când decideam ce subiecte facem în ziua respectivă. Și acum, la fel, dimineața, mă bag singură în ședință de sumar și văd ce fac la prânz, ce cumpărături am de făcut, ce teme au copiii, ce activități facem în ziua respectivă. Deci, practic, nu e atât de diferit, știi, față de cum era înainte. Poate așa, ca și conținut. Dă-mi idei de activități ce te țin ocupat, dar în conexiune cu copiii, că așa... Da. Conexiunea, poți să la mine în cameră, să da, știi. Da, sigur, conexiunea și cum e aia, timp de bună calitate. Timp de bună calitate. Eu nu înțeleg chestia asta, dar poți să petreci cu copilul timp de proastă calitate? Păi da. Păi ia vino aici să petrecem niște timp de proastă calitate astăzi. Vino lângă mine că eu mă joc, de ce? Se poate. Păi atunci nu e timp petrecut împreună, nu? Nu e împreună, fiecare pe treaba lui, suntem în aceeași încăpere. Da, cred că la asta ziceau americanii. Suntem împreună fizic sau... Da. Sau, da, de exemplu, te las să te joci singur, nu spun întrebări, nu suntem nicio formă în interacțiune. Se poate treaba. Atunci, nu știu, nu e timp petrecut împreună. Împreună trebuie să faci ceva împreună, să discuți, să faci ceva. Așa, timp, spuneai de... Da, tipuri de la tine, de acasă. În general, avem chestiile astea. Crăciun, Paște, 1 martie, 8 martie și facem tot felul de chestii. Mărțișoare pentru Crăciun, nu știu, felicitări, globuri, am pictat globuri. Ei, că nu sunt sărbători din astea importante. Și așa, dă și eu pe Google și văd. Ziua internațională a cui este? Ziua internațională a umbrelelor. Hei!
cum să facem noi niște umbreluțe din hârtie colorată și alte chestii? Deci cauți pretexte? Da. La urma urmei, nu motivul important? Da, caut pretexte, sigur că da. Și pentru mine e mai ușor să-i țin pe ei angrenați într-o activitate, că așa se urcă pe pereți în casă, adică imaginează, sunt totuși 3 copii. Zile internaționale, deci la mine asta cu zilele internaționale funcționează întotdeauna. Mă rog, mai puțin asta, ziua internațională a statului degeaba. Da. Asta n-am Azi e ziua în care nu mănânci singur. Spune-mi dacă se sizezi diferențe majore între aplecările copiilor spre lucru manual, de exemplu, citit, sau poate muncă fizică, de asta, sport. Sport, da. Nu știu dacă sunt aplecările lor sau faptul că eu îi iau. Dar ei între ei sunt diferiți? Asta vreau să știu. Da, sunt diferiți. Sunt diferiți ca și caracter, dar ca pasiune așa, poate pentru că sunt împreună, cam facem aceleași lucruri împreună, adică mergem la patinoar. Toți merg pe role, inclusiv cea mică de la 2 ani merge pe role, că i-a văzut pe frații ei și... Da, și sigur merge mai repede decât ar fi mers dacă era singură. Cu siguranță, deci nu cred că s-ar fi urcat. Mergem cu trotinetele, chestii de genul ăsta, adică sportul cred că îi unește pe toți. Acum, la vârsta asta, cel mare deja are 9 ani, s-ar putea ca, nu știu, peste un an, doi, să nu mai vrea să stea cu ăștia mai mici. Crezi că cel mare e atât de responsabil acum, din cauza că are doi rucsaci tot timpul? E mai responsabil decât dacă ar fi fost singur? Nu știu să spun dacă asta vine de la el sau vine pentru că este în acest context, dar el este un copil foarte responsabil, cel mare. Îl văd, așa mi s-a părut dintotdeauna. Da, el știe să gătească, adică știe să facă clătite, cap-coadă, rețeta de clătite. Le măsoară, le așa face clătite, le aduce și celorlalți când face sandvișuri. Are chestia asta și nu l-am obligat, eu îți dai seama. Adică, na, într-adevăr, gătim împreună, ei vin, se uită, mă ajută, vor să mă ajute. Îi folosești pe internet și pe ei? Adică îi vedem? În fotografii, din când în când pe Facebook, dar povestesc ce fac cu ei, întâmplări de ale noastre, de zi cu zi. De exemplu, cel mare, ca să spun o întâmplare amuzantă, să zicem, să vedem partea bună a lucrurilor, a venit într-o zi acasă cu 2 dinți rupți, dinții definitiv rupți. Și zic, vai, măi, Remus, ce ai făcut? Ți-ai rupt dinții? Zic, sunt și definitivi. Și ce, da, dar am prins mingea. Deci... cum să spun, asta încerc și eu în fiecare zi, mamă, să prind mingea, știi? 2 dinți? Da. Eu nu cred că pot să trec peste asta. Uite, treci. Okay. Mijlociu și-a rupt 4 dinți când era mai mic. Aia au crescut la loc, da. Și n-ai să crezi, adică în casă se întâmplă lucrurile astea, nu când se urcă în copaci, nu când sar, când... pur și simplu așa. Mulțumim. Haide că e prea sinceră această discuție, să nu mai vii, că nu mai apucă lumea de făcut copii. Ce e foarte tare este că urmează o săptămână foarte intensă pentru tine, 1 și 8 martie, cu 2 băieți și o fată. Eu zic că arată altfel viața lor.